Accidentul s-a produs în această dimineață pe drumul spre Ploiești, în apropiere de Hanului Țintă. La un viraj la stânga, peste axul drumului, o mașină de teren s-a răsturnat după ce a lovit în prealabil un autoturism care circula regulamentar. În urma evenimentului rutier a fost rănită o femeie de 54 de ani, pasager în autoturismul care circula regulamentar. Mi-a luat fața, mi-a tras în omul. Din primele cercetări a rezultat că un bărbat în vârstă de 64 de ani, ce se deplasa într-un autoturism marca Hyundai Santa Fe din direcția Ploiești către Buzău pe DN2 E85, a ajuns la kilometrul 106 plus 600, nu s-a asigurat la efectuarea virajului la stânga și a acroșat un autoturism marca Renault ce se deplasa regulamentar din sens opus. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea ușoară a pasagerului de pe locul din dreapta față a autoturismului Renault. Adresăm participanților la trafic recomandarea de a circula cu atenție și a se asigura corespunzător la schimbarea direcției de mers. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.